Odată un țăran a vrut să încerce pe cei patru fii ai săi și i-a chemat dimineața la el, dându-i fiecăruia câte o piersică. A plecat apoi la câmp, lăsându-i să-și vadă de treburi și să-și împartă ziua așa cum cred ei de cuvință. Seara însă, când s-a întors, i-a chemat pe toți patru în tindă și l-a întrebat pe cel mare: "Spune-mi, te rog, ce ai făcut cu piersica ta?" "Ce să fac, tătu, că am mâncat-o și îți mulțumesc că a fost tare bună." Am luat apoi sâmburele și l-am plantat în spatele casei, am udat locul și nădăjduiesc să crească acolo un piersic frumos și roditor." "Bine ai făcut, băiatul tati, sunt sigur că tu o să ajungi un bun gospodar." "Dar tu," îi zise celui de-al doilea, "ce ai făcut cu piersica ta?" "Am mâncat-o, tătucă, a fost atât de bună, coaptă și fragedă." "Și apoi?" "Păi, am aruncat sâmburele și m-am dus la mama să-i mai cer câteva, că tare bune erau." "Ei, fiule, fiule," zise omul cu întristare în glas, "ai grijă să nu ajungi un om lacom, că lacomul mai mult pierde și leneșul mai mult aleargă." "Dar ție, ți-a plăcut piersica, a fost bună?" l-a întrebat țăranul și pe cel de-al treilea fiu al său. "Nu știu, tătucă." "Dar cum nu știi? Ce-ai făcut cu ea?" "Păi, am vândut-o. M-am dus cu ea în târg și am dat-o cu 10 bănuți. Uite-i." "Fiule, fiule, tu sigur o să ajungi un mare negustor, dar ai grijă, că nu toate sunt de vânzare în viață, mai ales nu ceea ce ai primit de la părinți." În sfârșit, țăranul l-a întrebat și pe ultimul băiat, cel mai mic dintre toți: "Dar ție, ți-a plăcut piersica?" "Nici eu nu știu, tătucă." "Cum nu știi? Și tu ai vândut-o?" "Nu, tată. Eu m-am dus în vizită la prietenul meu de peste drum, care este sărmanul bolnav, și am dat-o lui. S-a bucurat atât de mult pentru ea și mi-a mulțumit din suflet." Cu lacrimi în ochi, tată și-a luat copilașul pe genunchi și i-a spus: "Nu știu, nu știu ce te vei face tu în viață, dar un lucru știu. Indiferent ce drum vei urma, vei fi un bun creștin și asta e tot ce contează." Sper că v-a plăcut povestea și până data viitoare vă doresc toate cele bune. La revedere!